14 mai 2024. Mă, n-am vrut să arăt așa ceva, dar vă arăt și eu, că toată lumea arată și se dă mare. Mă, eu să nu mă dau mare un pic. Deci am venit să iau niște larve pentru a crește mai departe boci. Și aceasta este super colonia. Acum nu știu ce este în ea încă, dar știu ce a fost în cat. Vreau, nu vreau, asta este situația. Iată. Prima ramă, iată ce. Miere, căpăcită, una, 3 kg, da? Asta e colonie, pe staționar. Mă, dacă voi arătați, arăt și eu, ia. Căpăcită, bună miere, perfect. Două. Mai iau acum, nu știu cum voi proceda exact, dar trebuie să-l dau la centrifugă. Îi las două rame cu miere. Acum umblu la cuib. Iată, asta miere, da? Nu aia necăpăcită, că ai toate motivele acolo, că nu o căpăcești. Uite aici, perfect. Asta are 4 kg. 4 kg. Alt. 3. Mă, fiecare apicultor face miere. Acum că nu se prezintă și unii prezintă doar asta, treaba lor. Mie îmi place să îngrijesc albinele și să aleg o colonie. Iată, asta este un backfast, da? Este matca B24X. O mulțesc la maxim anul ăsta. Iau larve de la ea cât pot. Vă arăt între timp ramele cum era. Așa se prezintă. Mă doare mâinile deja. Bun, scopul e cu totul altul, v-am spus. Am venit să iau larve de la ea. Mă duc și transvazez. Și după aceea mă apuc și extrag această miere de calitate superioară. Normal, o păstrez pentru familie. Iată aici, miere. Perfect. Bun, mă dor mâinile, na. E catul plin, da? Acum, dau mai departe. Să caut o ramă pentru a muta larve. Să mut larve. După care mă duc să-i golesc ramele cu miere. Mut ramă cu ramă, că nu vreau să ridic. Aici mai rămâne vreo 7 kg de miere. Eu o să-i las. Să văd dacă n-a intrat în friguri. Nu prea mai avea ea loc. Și cum procedez acum, prima dată? I-am dat niște rame la construit când am mai fost la ea. Iau aceste rame. În caz că nu sunt ouate, le mut în cat. Nu știu, nu prea construiește cum trebuie și asta îmi dă de gândit. Adică s-ar putea să fie în friguri. Dar nu contează, este o matcă de valoare. Așa. Văd, are boci. Această ramă nu are boci, acum văd că este ouată. Dar mă interesează larvele, vreau să iau larve de la ea. Văd dacă are ouă eclozate, nu are. Mă interesează niște larve. Larve.
mă uit după Buș, dar nu are. Caut niște lare, îmi trebuie, nu știu, vreo 40 de bucăți mi-ar trebui. Deci astfel de colonii merită înmulțite. Sunt colonii care în 7 rame ne-au intrat în friguri, păi da, gata, l-am desfințat. Era o vodcă din asta, vodcă de calitate. Gata, am găsit o ramă, aceasta va fi dusă pentru a muta larve. Prima dată voi muta larve, după care am să... o pun aici temporar. Voi muta larve, după care o să-i scot mierea. Deci este un pic de lucru la o singură colonie, este atâta de lucru. Să-i fac loc, să aibă loc această colonie suficient. Totuși arunc o privire. Dar n-are nicio treabă cu roirea. Deci e superbă, o matcă de calitate. Miere pe staționar, deci eu zic că e vreo 35 de kilograme. N-a intrat în friguri, deci așa ceva. Eu sincer mă așteptam acum să găsesc botchinga. E ceva uimitor să nu găsesc botchi. Iată ce frumos. Foarte, foarte fain. Bun. Deci înmulțesc cât se poate din această marcă, iau cât mai multe boci. Prefer să scap de cei slabi și să le dau botcă decât să mă chinui eu cu ele. Și asta este o ramă foarte bună cu larvar. Mă gândesc acum să iau de aici larvele. Și ce fac? O să iau de la asta. O să o las în patrama asta, ca să pot să am acces la ea, să mai pot lua larve. Iar asta o dau înapoi. Mă uitam un pic după matcă. O să mă mai uit eu bine și pe rama care am luat-o cu larve. Că n-aș vrea să pierd o asemenea matcă. Iată, are larve foarte, foarte bine, e determinată cu larve. Da, e bine, bine de tot. Mă bucur că nu m-am înșelat în privința acestei regine. Producție nu intră în friguri, probabil o să intre în iarnă în vreo crame. Atâta tot că nu-mi depune ouă pe ramele astea, nu vrea să-mi depună ouă. Bine, astea două albe le scot. A, nu, una trebuie să ia loc. Deci îi pun aici, îi pun două foi lângă. Nu, două foi.
o foaie aici. Sper să nu deranjeze că i-am luat acea ramă cu larve. O să o pun pe mijloc. Aici ai mai pun o foaie. Așa. Ăsta e cuibul. Mă, și n-a urcat în cap ea să vină frumos să-mi depună pe acolo ouă, nu. Bun. Pun catul. Sincer, n-am avut așa ceva. E raritate să prind o astfel de matcă. Matcă de super calitate. Acum, aici am rama construită. Aceasta e rama cu larve. Mă mai uit pe ea să nu fie matca pe aici. Mă uit bine de tot. Fiindcă rama cu larve trebuie periată ușor, n-o scuturi. Starterul este la maxim, adică are 10 zile de când este format și a ajuns în perioada maximă de creștere. Și acum pot să-i dau câte larve vreau eu. M-am uitat bine, bine de tot, nu văd matca aici. Bun, aici am trebuie 8 rame. Și ce fac? Mă duc prima dată, dau mierea la centrifugă. Când termin, vin și mut larva. Așa voi face, ca să-i dau spațiu aici albinei. Cam asta e de acum încolo. Mă duc la muncă. E programat bine pe ziua de azi. Bun. Până data viitoare, numai bine!